El a iubit-o nespus de mult. El a iubit-o atât de mult încât i-a construit un castel unic în România. Legenda spune că ea era Olga Romanova, marea ducesă a Rusiei și fiica cea mare a țarului Nicolae. El provenea dintr-o familie veche nobiliară, se numea Ișvan Ucron și era ambasadorul Austro-Ungariei la curtea țarului. Castelul, menit să o impresioneze pe viitoarea lui stăpână, dar și pe tatăl ei, e un castel de poveste, a cărui arhitectură, inspirată de castelele de pe Valea Loarei, vorbește despre timp, cu ale lui 365 de ferestre, 52 de încăperi, 4 turnuri și 7 terase romantice. În apropiere de Târgu Mureș, ascuns și astăzi de pădurea Bârsana din localitatea Zau de Câmpie, castelul se clădea în prima decadă a anului 1900. Avea să fie mobilat splendid și să găzduiască una dintre cele mai mari colecții de artă din această parte a Europei. Asta pentru că stăpânul lui era un pasionat colecționar. Castelul Calendar, o adevărată bijuterie unică în România, și-a așteptat cu nerăbdare domnița mult iubită de stăpân. Însă povestea lor de iubire nu a fost să fie. Nu putem ști exact dacă baronului s-a refuzat mâna marii ducese din considerente financiare, ori dacă au fost la mijloc cu toate alte motive. Însă un lucru este cert, castelul nu a avut niciodată șansa să strălucească sub ochii femeii iubite. Mai mult decât atât, o tragedie cumplită avea să se întâmple în iulie 1918, când Olga Romanova cu întreaga familie țaristă a fost ucisă de bolșevici. Vestea îngrozitoare a morții ei avea să-l dărâme pentru totdeauna pe Ișvan Ucron, care în același an s-a retras complet din viața publică și a ales să nu se mai căsătorească niciodată. Cum nu a avut moștenitori, în 1925 castelul a fost dăruit nepotului său, Ișvan Banfi, care l-a deținut până la naționalizarea lui. În verile în care castelul deja nu-i mai aparținea, baronul Ucron, pasionat și de botanică, sosea la castel pentru a îngriji cu mâna lui copacii exotici plantați chiar de el, dar și pentru a plimba copiii din sat cu ponei aflați în curtea castelului. Cu toată gloria pe care cândva o deținuse, moartea acestui reputat diplomat și mare ghinionist în dragoste a fost una tristă, singuratică, într-un azil de bătrân din Cluj. Castelul, ajuns pe mâna comuniștilor, a trăit o soartă halucinantă. A fost depozit de cereale, sanatoriu pentru bolnavi de TBC, școală gimnazială și, în ultima etapă, orfelina de fete. Deși un castel tânăr, starea lui de degradare este astăzi îngrijorătoare, însă, din fericire, urmează să intre în curând în procesul de reabilitare, care promite să-i aducă înapoi măcar o parte din strălucirea de altădată. Ceea ce ați văzut aici este modul în care ne-am închipuit că totuși ar fi ajuns atunci la castel și țarul i-ar fi permis să locuiască în România. El ar fi așteptat-o nerăbdător pe trepte. Ea ar fi venit curioasă să-l cunoască mai bine. El, mândru, i-ar fi prezentat castelul, ar fi cinat în doi la o masă de festin atent decorată și ar fi jucat chiar și un joc de șah în curtea castelului. Un joc din care am fi aflat dacă nebunul curajos a cucerit regina. Ne mai imaginați și că ea, ajuns aici, poate că s-ar fi salvat din tragedia care i-a curmat viața. Și astfel ne-am imaginat o zi din gloria de altă dată a acestui castel acum vizibil degradat. Acesta este un proiect marca pictural, un proiect unic în care, prin design floral și concept atent dezvoltat, ne propunem să vă aducem în atenție edificii mai puțin cunoscute din țara noastră, dar care au în spate povești fabuloase. Castelul Calendar este primul obiectiv din acest proiect, iar dacă doriți să-l vizitați, îl puteți admira de la exterior. Odată renovat, veți putea descoperi, pas cu pas, veacul lui de istorie și povestea unei iubiri cum rar putem întâlni. Din dragoste pentru România, designer florist Cristina Moldovan.